A venit vremea recoltei la ferma Bio Co. După un an acum strâng cu adevărat rodul muncilor și sunt mulțumiți pentru că legumele lor ajung săptămânal la cei care prețuiesc natura, cei care pun preț pe calitate și nu pe cantitate. Cristina Briziou, responsabilă a proiectelor agricole, spune că pentru o astfel de recoltă totul este planificat din timp. Fără ajutorul statului merg mai departe sprijiniți de sponsori. Suntem norocoși avem alături de noi parteneri care ne susțin și moral, dar și financiar. Producția efectiv la fermă nu acoperă costurile de funcționare a acesteia, dar ne permite să integrăm profesional oamenii de aici din, din comunitatea locală, care muncesc foarte mult și sunt plătiți pentru asta după aceea. Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii spune că, din contră, statul investește și va face asta și în continuare, dar trebuie să găsească o balanță între agricultura ecologică și cea convențională. Noi trebuie să găsim ca stat, trebuie să fim în balanța să satisfacem o plajă cât mai mare de necesități ale fermierilor pe care, sau care activează în agricultură. Nu putem să vorbim doar de agricultură ecologică astăzi în România și va trebui să menținem un echilibru.